Salut tuturor, eu sunt Cosmin și bine v-am regăsit la Roblox. Astăzi ne jucăm, ai nevoie de distracție, am nevoie de mai multă distracție, trebuie să ne distrăm în episodul de astăzi. Deci dai și voi un like acolo dacă vreți să vă distrați. Haideți să-i dăm start. Trebuie să mă distrez, nu vreau. Nu mersi. Sunt plictisit, aia asta și voi, nu? Mă uit în lista de prieteni. Ha? Am zero prieteni, nu! Trebuie, nu mai am prieteni. Trebuie să-l întreb pe tata dacă pot să mă duc afară să iau, să am niște prieteni să ne distrăm. Mamă, ce repede fug! Nu vreau un night mode. De ce vreau un night mode? Tata-l cel strict, ia uite-l! Uite cum se uită la mine. This is boring. Victor? Bacon. Nu vreau să fiu bacon head. Tata? Dar de ce se întâmplă? Sunt plictisit! Ia! Ce? Foarte plictisit și nu am prieteni! Nu! O să mă duc, te rog frumos, afară! Să ating iarba! Nu! Du-te înapoi în camera ta! Tatăl cel strict! Ce? Nu, e, da, oricum! Ce ar trebui să fac acum? Nu știu! Mă să instalez Roblox pe calculator! Nu vreau să... Vreau să instalez Roblox pe calculator, mamă, dar greu se mișcă. Doamne, greu se mișcă instalatul de Roblox pe calculator. Am stricat semnal, gata. Am Roblox pe calculator, acum o să pot să mă joc cu tata Roblox. Tata cel strict. O să-mi iau niște Robux pe Roblox? Ce e aia? Este currency-ul în Roblox. Bă, dacă costă bani, nu. Bine, bro. Acum lasă-mă să mă la jocul meu. Se uită la lupte, la ce, nu știu la ce se uită, la ceva sport, cred. Eu jucam pe calculator. Nu ori mai jucăm. Am un prieten, da! Mi-a dat de mult, da, am un prieten. Ar trebui să încerc altceva. Acum ce ar trebui să fac? Nu, știu ce ar trebui să fac. Tot la asta o să am prieteni, ia. TV, something useful. Când nu știi ce să faci, te duci la televizor să te uiți. Mic, fiși Jake. Plut. Ia, ce asta? Dodge? What? Să ne suni. Ok, sunăm. Sunăm la Ed. Avei soluția ca să ne dea prieteni. Sunăm. Dar nu răspunde. E un prieten real? Cine ești tu? Ok, urmează-mă. Ok. S-a întâmplat. S-a dispărut. Nu vreau dacă vreau să ies afară. Prietene, unde ești? Prietenul nu e pe aici. Hai, nu știu că Roblox. Hai să mă iau Roblox, cum fac eu acum? Aia face și voi. Să mă jucați Roblox. Roblox pornește. Prietenul. Nu am două controlere. Oh. Are el. Va? Mamă, are și două scaune, două controlere. Cum ai făcut asta? Nu pune întrebări. Ce vreți să ne jucăm? Roblox sau Bloxy? Cola Brothers, nu ne jucăm Roblox, a zis nimic. Bună alegere! Ok. Acum să ne jucăm. Mamă, da, îmi place că avem scaune top. Uitați-vă ce scaune avem așa. Controlere de Xbox, cred că One. Nu știu ce sunt. Și avem răgălia asta de calculator. Uite cum arată. Uite cum arată calculatorul ăsta. E din 80, din anul 80. Nu vreau să zbor. Lasă-mă în pace. Stau și eu pe scaun. Mamă, ne jucăm cu prietenul nostru Roblox. One eternity later. Trebuie să plece, pa. Hai, zic că trebuie să plec, pa. Pa. Vreau să închid ușa. Dar ușa nu se mai închide, aia e. A, se mai jucăm puțin la calculator. Dar unde e controlerul nostru? În loc să mă joc pe calculator, trebuie să mă să beau niște apă. Hai să bem apă. Dăm o cană cu apă.
o cană cu apă. Uite aici parul. Parul tot al random, adică pus așa. E bun și ăla. A fost asta, băieți? I'm scary. Tata? Tata, un dubios e la geam! Da, fiule, e și mai bun tata. E fața aia. Mulțumesc, fiule, cred. Tatăl cel strict. Du-te afară și joacă-te cu bicicleta. Da. Yay! Poți să mă duc afară, să ating iarba! Yay! Yay! Good ending! Da, chiar m-a distrat, wow! Deci, să încercăm noi să ne ducem afară. Acolo ce să instalăm Roblox, dar... Noi pe afară n-am văzut nimic. Că știți, am făcut doar intro-ul. Am făcut... e altceva, aia nu știu ce. E... Seara? Ok. Băiatul are 13 ore. De ce avea 13 ore în joc? Nu știu. Nu știu cum poți să ai 13 ore în jocul ăsta. Ok, până la urmă te plătești. Te rog, donează. Am venit să donez 10 Robux, hai că da. Salut. Nu mai donăm, las. Ce e asta? O mașină. Dar totuși, care a fost faza cu fața aia? Haideți să încercăm acum. Deci iar sunt la telecomandă. Sunt curios. Ah, deci nu pot să mai chem ăla. Dar aici ce? Aici baia. Bine, să sunăm la numărul ăla. Vă vedem care e faza. Și să încercăm să jucăm cu băiatul ăla, să jucăm celălalt joc, nu mai știu, Brothers, nu știu cum, ziceau. Okay. Oh. Prietenul real. Ok, haide să ne jucăm mai repede, să ne jucăm. Eu înțeleg cum am făcut asta, dar nu contează cum am făcut el asta, haide. O să mă joc, nu Roblox. Broxy Croala Brothers, hai să vedem ce e asta. Sunt sigur? Da. A spawnat controller? Nu, tatăl cel strict a dispărut! Nu! Se poate! Bad ending! Hai că mai încercăm și alte ending-uri, băieți! Și, deci fiți atenți, ca să faceți ending-ul ăsta, trebuie să-i răspundeți lui băiatul ăla cu Roblox, cu toate alea. Ați văzut ce am făcut prima dată. Deci fiți atenți. Acum trebuie să luăm capul. Și... vreau să iau capul. Și în loc să facem atât, să ne ducem acolo. Vreau să mergem aici. Și o vedem pe... Mamă, ce strictă! Fac aici. Joacă cu aceste flori. O să mă alătur și eu? Ia zice? Da, fiule. Wonderful ending, wow! Da, băieți, acum facem al patrulea ending. Așa, deci în loc să mergem la tata acum o luăm la dreapta. Și mergem aici. Cât? Opa! Așa, sărim, mergem și mergem la copacul ăsta. Și avem aici, băr, ardem copaci. Cum n-a fost asta distractiv? Cea mai distractivă chestie a fost. Băieți, fiți atenți, și pentru ultimul ending, al cincelea ending, trebuie să vorbim cu ăsta, așa, l-am adus înapoi, așa, îi zicem că vrem să ne jucăm Roblox. Haide, dă mai repede alea. Cum ai făcut asta? Ok, știm ce vrea să zică, că am văzut-o de prea multe ori. Odată mi s-a și bugoit, dar nu contează. Îi dăm aici, Roblox, ne jucăm Roblox și... În loc, să mergem să ne jucăm, stăm pe scaun, mergem în pat și dormim! Fac gaming de la somn! M-a dormit. Deci nu toată de încet? Tată? Ești bine? Nu! Tată! Tatăl cel strict! Prietenul secret.
prietenii nu sunt mereu perfecți și de încredere. Deci, da, în viață trebuie să-ți mai asumi riscuri. Mă, în fine, voi să nu faceți asta, băieți, să nu aveți încredere în oricine. În fine, dar, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați și voi acolo un like, un share și un com. Și noi auzim data viitoare. Ciao!